Cabinetul de miniștri a aprobat cu pași rapizi proiectul pregătit de Ministerul Afacerilor Interne prin care se instituie cenzura internetului, deși proiectul de lege este orientat spre combaterea pornografiei infantile și combaterea terorismului. Documentul conține mai multe prevederi prin care se oferă organelor de anchetă dreptul să blocheze site-uri, să verifice e mail personale, SMS-urile și să permită citirea mesajelor Viber, Telegram sau WhatsApp. În comentariul său la acest proiect de lege, prim-ministrul Pavel Filip a ținut să precizeze că este unul bun și util. Alți membri ai cabinetului nu au comentat subiectul în cadrul ședinței. Este un proiect util care va asigura eficiența necesară. Este important însă să nu depășim limita, a declarat Filip, citat de Agora.md. Guvernul include în lista actelor ce urmează a fi modificată legea privind prevenirea și combaterea criminalității informatice, unde în articolul 7 prevede obligație pentru furnizorii de servicii să conserveze traficul de telefonie fixă și telefonie mobilă de la 180 de zile la an, iar traficul de internet 6 luni. Aceste prevederi vor crește considerabil costurile întreținerii afacerilor operatorilor de telefonie mobile sau servicii internet. Ministerul de Interne argumentează inițiativa legislativă prin alierea la normele europene prevăzute în diverse directive UE sau ale Consiliului Europei. De asemenea, Ministerul de Interne susține proiectul de lege prin necesitatea combaterii pornografiei infantile, exploatarea sexuală a copiilor, propaganda războiului sau terorismului, discriminarea rasială, ostilitate sau violență.